Pentru că în cântecul precedent era vorba de prieteni, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor ce sunteți alături de mine astă seară, prietenilor, colaboratorilor, colegilor mei de la ZAN care sunt aici în sală, unii dintre ei, și le mulțumesc că au venit, alți doi pe scenă. Vreau să mai mulțumesc în mod special celor ce au făcut posibil această întâlnire a noastră. Dar fiindcă stăm acum de vorba aici, pe o scenă unde spectacolul de astăzi e vândut de aproape o săptămână și a trebuit să mai facem unul săptămâna viitoare, și dacă aruncăm așa o privire fugară în tot ce s-a întâmplat în urmă, eu cred că am avut un strop de noroc, chiar mai mult strop. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. Și aici aș vrea să mulțumesc în mod special grupului Rosal și firmei S&T, cărora le mulțumesc că au sprijinit financiar întâlnirea noastră și acest proiect. În primul rând să fie sănătos și să aibă grijă să nu mai fumeze în viața lui. El a zis că de astăzi încolo, gata, astăzi e ultima zi când fumează, chiar dacă fumează țigări ușoare. E un pic mai de suflet, că sunt piese altfel orchestrate, sunt niște propuneri, un experiment. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Teatrului Național, în mod special domnului Dinu Săraru, cu care am lucrat la Teatrul Mic 11 ani de zile și care a oferit cadou această sală pentru această întâlnire a noastră. Aș vrea să mulțumesc tuturor partenerilor noștri media pe care i-am avut și cărora, în fața cărora îmi plec fruntea și le mulțumesc că au fost alături de noi și ne-au făcut auziți în târg pentru această întâlnire. Sunt tot felul de instrumentiști, e un cor, e un vartă de la Filarmonică, sunt trei suflători de la Filarmonică, e colegul meu de la ZAN, chitaristul Răzvan Mirică, este Virgil Popescu, care nu cântă la bas de data asta, dar dirigează și orchestrează întreaga poveste. Ideea a fost clară al lui Nicu, are idei din astea destul de năstrușnice și pe ultima sută de metri, că asta m-a speriat un pic. Mi-a zis la ce proiect se gândește cu o mini-orchestră de cameră și cor din 20 de persoane, deja se complicau lucrurile și, ba mai mult, el a zis, băi, vreau ca tu să te ocupi de treaba asta. Zic, vai, ce drăguț, m-a umplut de prețiozitate această remarca ta. Păi, e frumos, într-adevăr. Da, am ajutat un sponsor și euro din partea mea. La vorba unui prieten al meu, senilitatea n-are vârstă. E vorba de Market, cărora le mulțumesc și datorită cărora veți mai avea o surpriză că nu vă veți aștepta. Și vă mulțumesc dumneavoastră, vă sărut mâinile și inimile, să vă dea Dumnezeu sănătate!